În acest tutorial vom afișa și un meniu lateral, vom denumi categorii și în momentul în care vom deschide meniul lateral, va apărea lista noastră de categorii ordonată, să spunem, alfabetic. Sau după numărul de ordine, dar poate nu e număr de ordine și așa mai departe. Că tot veni vorba de ordonare, haideți să facem două criterii de ordonare pentru această listă. Deocamdată știm că noi avem un număr de ordine doar pentru aceste ultime două și am vrea ca acestea în continuare să fie totuși ordonate după criteriu, să zicem, alfabetic, după titlu. Funcția, deci vedem că noi afișăm stați să vedem unde avem Pages Controller, da? Deci noi afișăm categoriile, mai întâi le selectăm pe toate, după aceea avem Sort by Position și după aia punem condiția Where, să fie Publish, să aibă valoarea 1. Acum Sort by poate să fie aplicat de mai multe ori, dar trebuie să fim atenți că este importantă ordinea în care sortăm. Deci ultima dată, deci ultima sortare va fi cea care va avea ultimul cuvânt, să zicem. Deci Sort by Position, care pentru noi este cea mai importantă, va trebui să rămână ultima. Și atunci vom mai pune un sort by și vom pune title. Deci vom avea două sortări, între care cea mai importantă este ultima position, iar în cazul în care această sortare, să zicem, nu are obiect pentru că nu avem numere de ordine, se va sorta după titlu. Pentru că se execută interogările SQL, bineînțeles, mai întâi se extrag toate categoriile, le sortează alfabetic, iar după aceea le sortează după poziții. Haideți să vedem că merge. Acum, da, câteodată poate să fie anumite situații în care să nu fie o sortare chiar ok. Când se face dublă sortare, există niște funcții mai complexe, dar noi sperăm că pentru cazul nostru simplu să fie totul ok. Salvăm, Ctrl-S și ne întoarcem înapoi. Da, deci acum nu prea sunt ordonate acestea patru în ordine alfabetică. Haideți să dăm un refresh. Ceva s-a întâmplat, o mică eroare. Am uitat să pun, vedeți, un T aici. Da, și corectăm, bineînțeles. Sunt destul de dese și un B mare, bineînțeles, sort by, Ctrl-S. Vedem acum, dăm un nou refresh. Totul este ok și vedem că acestea patru sunt acum afișate în ordine alfabetică. Da? Vedem cărțile filozofilor antici, Odiu și așa mai departe, Temporibus, astea sunt afișate după title, iar acestea două sunt în funcție de numărul de ordine. Da? Aceasta are 90 și aceasta 100. Da? Deci am făcut sortarea să aibă totuși o logică mai mare, adică restul care n-au numere de ordine să nu fie chiar așa, exact în ordinea din baza de date pe care nu o putem controla. Și acum trecem să afișăm meniul nostru lateral de categorii. Vom vedea că ne vom lovi de o problemă suplimentară pe care o vom rezolva ca de obicei foarte ușor în Laravel, ca orice problemă din Laravel. Desigur, trebuie să ajungem în parțialul de admin, de front, care se numește, deci trebuie să vedem unde avem vederile, da, Public Resources View, front, parțial și, bineînțeles, trebuie să avem side menu. Deci ne-am organizat foarte bine, știm. Așa, aici este drop one, deci este un meniu de tip drop, deci îl vom numi categorii. A, nu vom scrie în engleză, sau putem și în engleză, mă rog, haideți să lăsăm în română deocamdată. Această listă o lăsăm, da? Și vom face o buclă for each. For each dollar categories as categorii. Și aici end for each. End for each. Da? Ctrl S.
Salvăm. Și acum haideți să vedem ce vom avea în această forici. Deci, în primul rând, ruta va fi aici. Va fi route categorii și vom pune, bineînțeles, parametru slug, deci dollar categorii slug. Deci vom crea o rută dinamică pentru fiecare categorie iterată în această listă. Iar aici, bineînțeles, vom pune dollar categorii title. Dollar categorii title. Da? Și acum ar trebui să ne apară, dar haideți să o punem mai sus deasupra home. Da? Deci alt săgeată, deci va fi chiar sub home page. Ok, salvăm. Da? Avem aici, facem un refresh la pagină. Da? Avem meniu categorii și ne apar cele 6 categorii pe care le avem și aici. Bineînțeles, dacă ascundem una dintre categorii, să zicem că o ascundem, va fi, bineînțeles, și ordinea va fi aceeași și așa mai departe, exact acolo, pentru că avem aceeași variabilă categorii. E, acum, foarte interesant este următorul lucru. Ce se va întâmpla dacă fac un click? Vedem aici, jos, în dreapta, ne apare link-ul. Deci link-ul e corect. Side-otez categorii și slug-ul respectiv, da? Ce se va întâmpla când dăm click de aici? Ne ducem pagină și ne apare o eroare. Când facem click de aici, același lucru ar trebui să fie. Și ce ne spune? Undefined variable, categories. Deci nu avem această categorie, nu avem la dispoziție aici. Să ne gândim, da? Noi când dăm aici, intrăm pe pagina specifică a unei categorii, bineînțeles, același lucru că sunt aceleași linkuri, se întâmplă și aici și acolo nu mai avem la dispoziție decât variabila categorii, deci categoria în sine, obiectul categoriei în sine. Nu mai avem acces și la variabila categorii în ansamblu ei. Și atunci ce vom face? Trebuie să o avem disponibilă această categorie pentru că acest template va apărea peste tot, în toate vederile, cel puțin din front. Și atunci va trebui să o avem disponibil. Acest lucru se face foarte ușor și haideți să îl și realizăm. Da? Deci noi trebuie să facem disponibilă variabila categories, ca pe care, apropo, nici nu o vom mai numi categories, ca să nu ne intră cine știe cumva într-un conflict de nume cu efectiv. Noi acum avem categories exact aia. Vom crea una ca să avem, să putem stabili o ordine separată a categoriilor în meniu. De exemplu, în meniu, de ce aș avea altă ordine în meniu? Logic, toată logica spune că ar trebui să fie alfabetic, strict alfabetic. Acolo, pe pagina principală cu carduri, e ok să avem o ordine specifică, personalizată, dar aici în meniu cam toată lumea se așteaptă într-un meniu să se uite în ordine alfabetică după categorii. Și haideți să vedem cum facem. Deci, ca să avem o variabilă disponibilă pe tot site-ul, să zicem, în cazul nostru pe partea de front-end, trebuie să folosim un provider. Aceasta se merge în dosarul app provider, da? Deci app HTTP și să vedem unde sunt providers, deci am app, deci în dosarul app sunt providerii și se folosește app service provider. Acesta se folosește în fișierul acesta și în funcția boot, aici unde am mai folosit anumite chestii pentru resetarea parolei, vedeți că avem niște a trebuit să folosim acest provider, da? Dar noi acum folosim. Putem fie să importăm. În primul rând trebuie obligatoriu să importăm modelul categorii. Use category, da? Deci modelul ca să creăm variabila noastră. Acum putem să importăm și view, să zicem vederea, sau să scriem funcția. Hai să importăm clasa ca să accesăm static metoda view. Deci view. Deci, haideți să vedem care. Cred că aceasta este sub for. Deci,
importăm clasa view, așa, și în continuare a funcției boot creăm variabila $ și îi vom spune, ca să știm că e vorba despre meniu, o vom denumi nu categorii, s-am zis, ca să nu intrăm cumva într-un conflict cu categorie și să putem ordona altfel. Vedeți că noi deja avem pentru carduri, avem o variabilă categorii și atunci dacă am denumit-o și pe asta, ar crea un conflict de nume. Deci o vom denumi menu categories, ca să știm de ce variabilă pentru categoriile din meniu. Egal categorii all, da? Și mai dăm sort by title și în plus, da, vom mai pune și condiția where publish trebuie să fie 1, da? Deci așa o obținem, pentru că într-adevăr dacă vrem să ascundem o categorie să nu apară nici în meniu. Și acum vom spune view share. Deci e foarte sugestivă funcția view share. Da? Și avem key. O vom numi menu categorii. Haideți să categories, să-i dăm un nume foarte sugestiv și valoarea va fi $ menu categories, da? Salvăm și ne întoarcem înapoi în șablonul nostru Blade, în Blade Side Menu Blade. Da? Și aici, în loc de categories, vom avea menu categories. Și asta, $ categorii, bineînțeles, nu are nicio importanță. Și acum ar trebui să meargă. Da? Dăm un F5, ar trebui să fie tot ok. Undefined vacate. Da, iarăși, vedeți, am greșit aici. Într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți când scriem categories. Da, venim frumos și dăm un refresh. Da, ce s-a întâmplat? Am uitat, bineînțeles, să salvez. Controlez. Dăm un refresh. Și bineînțeles, acum totul e în regulă, greșisem numele variabilei, nu-l scrisesem exact, de-aia vedeți că de multe ori le iau cu copy și paste ca să nu fac greșeli. Când scriu, trebuie numele exact. Bineînțeles, aici este lista de categorii, de data aceasta în ordine alfabetică, pentru că așa am hotărât. Și acum, bineînțeles că va merge, orice click voi face ne va duce în pagina noastră de categorii. Deci am implementat și acest meniu lateral cu categoriile site-ului nostru. Fiecare categorie are pagina ei proprie, care are un slug, are titlu, poză, subtitlu și excerpt și, bineînțeles, are și acele meta tag-uri SEO, da, pe care le vedem aici, meta de key, description, keywords și acest title. Da? Ce aș mai vrea în încheiere, doar să adăugăm o iconiță aici pentru homepage și categorii. Pentru aceasta vom merge, bineînțeles, în fontă WSOM. Avem iconița de home. Bineînțeles, o luăm cu copy. Ctrl-C. Mergem frumos la noi aici și înainte de homepage punem iconița de homepage și mergem să ne alegem și o iconiță pentru categorii. Mergem frumos, să zicem că am putea găsi pentru categorii la liste. Să zicem list. Ok, haideți să vedem care ar fi clipboard list. Asta parcă mi se pare mai așa că ar semăna cu o listă de categorii. Da? Și de ce o luăm și pe asta cu copy? Ctrl-C.
Și venim, bineînțeles, și punem aici în meniu, aici lângă categorii, control V. Mi-a copiat și acest mesaj, dar nu-i nimic. Și să nu uităm să lăsăm și un mic spațiu între icoană și titlu, cum e și aici. Și salvăm. Haideți să vedem și cum ne arată. Da, și dăm un refresh paginii. Vedem că nu ne-au luat iconițele, deși noi le-am luat cu copy și paste de pe fontă Wesom. Aceasta se datorează faptului că acest șablon al nostru din frontend folosește fontă Wesom 4, pe când în administrare noi aveam fontă Wesom 5. Așa că vom același fontă Wesom pe care îl avem în administrare, îl vom pune și în frontend ca să avem acces la iconițele din fontă Wesom 5. Foarte frumos vom merge și vom vedea în resource, să vedem la admin ce avem, deci la admin parțial, și avem ca să luăm fontă Wesom din interfața de administrare. Să avem același fontă Wesom unde au mers, deci probabil este vorba de 5 în head. Să căutăm aici frumos fontă Wesom să vedem unde este. Îl vedem că acolo este prin CDN. Aici la noi în front era direct descărcat și local se făcea link-ul către acest fontă Wesom. Deci luăm cu control C de aici, deci din parțialul din admin. Mergem frumos în parțialul din front, head, același. Și vedem aici unde avem fontă Wesom. Pe el vedem exact aici, vedeți cum v-am spus, e local folosit și cu siguranță dacă analizăm fontă Wesom CSS acesta, fișierul vom vedea că e CSS 4. Înlocuim și cu control V copiem și folosim același CDN, salvăm. Mergem din nou în pagina noastră principală și dăm un refresh. S-a întâmplat ceva de nou, nu s-a mai vrut, ia să vedem. Da, vedem că aici ceva am greșit când am trecut, ia să dăm un control Z. Da, și de ce am făcut, da, probabil am copiat încă o dată, nu știu ce s-a întâmplat, acum că dau un control S, iarăși nu-i bine, da, deci script și search, da, am uitat să iau și capătul scriptului. Script, ok, salvăm. Haideți să vedem acum. Dăm acum un F5. Da, se blocase tot site-ul, ați văzut, de la un script CSS, dacă nu l-am făcut, bineînțeles, dădeau erori. Și acum ne apar aceste frumoase iconițe din fontă Wesom. 5, nu 4, nu mai suntem legați de 4 și avem mai ok, să zic eu. Deci am cam terminat cu categoriile, rămâne în partea a treia a acestui proiect să implementăm și conținutul, să zicem, da? În momentul în care facem un clip pe o categorie, aici va trebui să avem o listă cu conținutul care aparține acestei categorii. Și bineînțeles, vom avea o listă de doar titlul, tot așa, un fel de excerpt, o listă așa, și când vom face click, vom intra efectiv în elementul de conținut. Aceste categorii sunt doar pentru organizarea conținutului. Deci vom alega așa și vom avea, să zicem, pagini. Ne vom zice pages și vom lega o pagină de una sau mai multe categorii. Să apară listate aici, în josul categoriei, și când facem click, efectiv, pagina de conținut să fie. Deci continuăm în partea a treia a acestui proiect, să dezvoltăm site-ul nostru cadru.